ora 3 și trebuia să fie un vânt să mă rupă în două. Da, nu bate vântul nici măcar cu 10 km pe oră. Plec de aici de la Tichiu și dau spre Vânturi și în sus. Știu că e târziu, dar asta e, nu mai lucrează și nimeni. Merge așa, un pic de zăpejoară, așa, sunt 2 grade, cât să simțim atmosfera. Când aici ne rupem fundul. Am schimbat treaba, din 6 serios. Am trecut și ora aici, am încercat pe chiar de aici. O să-mi bătea vântul și cred că încă nu-s total aclimatizat. Am trecut așa brusc direct din sezon de călduros în sezon de iarnă și nu simt resimțit frigul, în general nu sunt chiar friguros. E frumoasă zăpada așa. Scârție. Vreau 15, 10, 15 centimetri. Ore la stâna din Vânturiș. S-a Vânturiș și aici. Și mă îndrept către vârful Cudor. Traversez valea și dau la dat. Urmă, planul ar fi să cobor pe Cârti. Să închei gheață când am. Mai e, un pic. Gheață Vânturișul. Ne ducem la cascadă, la Cățărat. Mai e. Sperăm că în ianuarie tot. Sau cine știe? Am cam o oră și 20 la plecare. Mai am cam o oră.
doar.